Dacă vedeți că înlucește chelia, este pentru că mie chiar îmi place cum cântă fata asta la pian. Și astăzi povestim la Poveștile României, doamnă și domnule, bine v-am găsit, povestim despre o comună. Era să zic sat, dar după asta enervează primarul pe mine de acolo. E o comună de lângă Cluj, dreptic e cea mai mare comună din România, are vreo 27.000 de locuitori, Floreștiul. Și știrea e că în comuna asta sunt vreo 20 de pianiști. 20 de pianiști copii și nu-s doar neapărat din hobby, ci și au premii naționale și internaționale. Și am zis, bă, și așa m-am săturat eu de politicieni, m-am săturat și de București ca să rămân în tonul timpurilor. Hai să povestesc despre educație. Cam eu stresul ăsta, ai mei sunt în clasa 1 și clasa 4. Mă enervez cel puțin o dată pe săptămână când citesc manualele și atunci educația pentru mine are și o conotație personală. Povestim cu... Pe tine te prezint prima dată că tu, așa a început emisiunea, că tu cântai la pian. De fapt, emisiunea asta e înregistrată și săptămâna trecută și săptămâna asta, în două părți. De aia câteodată o să mă vedeți că eu dispar de aici, dispar fetele, apar alte fete, da? Vă prindeți voi. Sunteți popor deștept, născut poet. Maria Orga, bine ai venit. Cu tine a început emisiunea. Bine v-am găsit. Dar vorbește mai tare. Ți-e frică de mine? Ți-e frică de mine? Nu. În sfârșit. Să zic că la politicieni e frică. Raluca Trif, la voce, bine ai venit. Bine v-am găsit. Mai tare. Și ți-e frică de mine? Nu. Ok. Și doamna lector universitar, doctor Marina Simionescu. Aici v-am trecut ca hobby. Așa. Că din hobby faceți toată... Cel mai frumos lucru este să faci ce trebuie să faci din plăcere. Așa că pentru noi muzica este cea mai mare plăcere, cea mai mare bucurie și de fapt de când mă știu am avut această pasiune. Așa că poate fi hobby, liniștit, nicio problemă. Eu m-am gândit la hobby că dacă nu faci ceea ce îți place, ai o problemă. Așa este. Că faci șaibe, că faci cultură, e la fel. Ca să revin la ale mele temeri. Tu ești din clasa a doua, așa? Da. Ți-e place la școală? Da. Explică-mi și mie de ce eu nu pot să fac un exercițiu de matematică din clasa a doua. Păi, pentru că ați cam uitat ce se face. Zici? Da. Nu crezi că sunt foarte grele la de matematică? Nu. Tu știi cum rezolvi asta de exercițiile de matematică? Nu. Dar cu un telefon la prietenii mei inginerii, care sunt foarte inteligenți, după privire, și zic, mă, ajută-mă și pe mine să rezolv chestia asta de matematică din clasa a doua, că nu înțeleg ce se cere. Tu înțelegi ce se cere în școala asta? Da. Da? Da. Mă ajuți? Da. Zi-mi de pian acum, de cât timp cânti la pian? De 4 ani de zile. De la 5 ani? Da. Și cum ai început? Păi, am început printr-o joacă. Am fost la prietena mea, Daria, și l-am auzit pe tatăl ei compunând o piesă. În acel moment am început să-mi placă pianul. Și am exprimat dorința părinților mei și ei m-au ascultat. Și așa am ajuns eu la pian. Ce, ai fost la concursul? Da. Și cum e la concurs? Bine, la început ai emoții, dar după ce cânti, îți trec. Nu mai ai. Tu ce ai cântat aici? Șostakovici, așa? Da. Îți dai seama că dacă mergem pe stradă acum să întrebăm lumea cine e la... Dacă auzi de Șostakovici, ori o să zic că, bă, ăla e atacant la Sârbi, la echipa națională a Serbiei, că e campionatul mondial de fotbal, ori la Bosnia-Herzegovina, ori la Croația. Tu știi cine e Șostakovici? Nu prea. Da, ai studiat. Da. Muzica lui. De ce îți place Șostakovici? Compune niște piese foarte frumoase, care îmi plac foarte mult. Alea săltărețele, glumele. Da. Acum mai ai emoții? Nu. Îți vine să plângi? Nu. Bun. Raluca Trif, tu ești la voce. Da. Cum să cânți cu vocea? Mie și când vorbesc la televizor, câteodată mi-e jenă că eu n-am voce deloc. Ce studii? Ce se studiază la canto? Păi, prima dată am început să fac vocalizele. Care, ce să le vocalize? Fără ele, poți să cânti total anapoda. Da, fără niște vocalize, să le pricep și eu. Deci, iată, eu sunt un specimen
mai aparte. Eu când am avut nunta și trebuia să dansez vals, m-am dus la ala și am dat 100 de lei. Și am zis, depui vals, eu habar n-am să dansez, da, valsul Miresei, s-a rupt română și un picior. Și am dat 100 de lei și am zis, mă, pune și tu ceva șarazan. Știi șarazan? Nu. Ceva bluzela în care trebuie să se miști. Puf, puf. Și din două mișcări am gătat valsul Miresei. Deci de-aia nu pricep ce înseamnă vocaliză. Fă o vocaliză. Sunt mai multe. Dar fă care trece ție prin cap. Mame, mi, mom. Asta e vocaliză? Da. Deci nu-ți dai acum audio când trec pe lângă liceul de muzică, urlă acolo și... Mai sunt și... Cum spunea, sunt și cum spuneați dumneavoastră, dar eu cum sunt doar la început, nu pot să fac vocalize... Dar la înalte? Da, dar mai fac unele înalte, dar nu foarte, foarte. Dar faci una înaltă, Raluca. Pe Mia. O vocaliză pe Mia, sus. Te saut și eu. Asta seamănă cu ce ascult eu când trec pe lângă școala de muzică. Eu am crezut că prima dată că se bată. Dar tu gândește că trebuie să-i explici astea, pentru că dacă, să zicem, eu nu știu, o mulțime de lume nu știe și atunci lumea trebuie să afle ce-s alea. Că lumea știe ce înseamnă vocaliză după dicționar, dar așa să audă efectiv, să încerce, să facă, e greu. Nu? Tu ai fost la concursuri? Nu. Mergi? Fac numai de 5 luni. Canto. Și de ce ți-a ales canto? Eu, de când mă știu, am început să cânt prin casă și... mereu, și când am fost la baie, și când făceam baie, cântam, și când mă duceam la școală, cântam în pauze. Și anul trecut i-am spus la mama că vreau neapărat să mă duc, fiindcă eu am făcut 3 ani vioară și m-am cam, și nu am mai vrut să fac. Și... De ce vă atrage muzica? Cum? De ce vă atrage muzica? Ce-i muzica pentru un copil? Pentru mine este cam tot ce nu știu cum să mă exprim. Cum vrei? Este cam tot ce contează pentru mine. Când mă duc la școală, aștept neapărat să mă duc la muzică, fiindcă îmi place să cânt. Nu prea... bine, îmi place școala, nu pot zic că nu-mi place, dar nu mă simt așa în larg meu. Acolo. Mă uit acum la copii, doamna Simionescu, și eu n-am glumit când am zis că dau telefon la ora 8 seara la tot felul de prieteni ca să rezolve problemele de matematică. Eu m-am zis și în alte emisiuni lucrul ăsta, așa că vă cred. Eu nu cunosc niciun părinte care să aibă copii în clasele 1, 8, și care să nu dea ajute telefon. Da, așa este. Și atunci încep invers. De la o programă atât de stufoasă, de la un sistem de învățământ care mizează pe memorare statistică și nu pe competențe, pe educație, pe hai să te învăț să înveți. Și pe logică până la urmă, pentru că multe lucruri ar trebui, eu zic că ar trebui mers în învățământ și pe partea logică. Copiii nu prea sunt învățați să gândească logic, simplu. Deci sunt învățați să gândească stufos, exact cum spuneați, complicat, pe reguli. Dar... Să se scarpine ceva, exact, în genul ăsta. Dar până la urmă logica este mult mai simplă. Lucrez cu copii de foarte mult timp și... Îi iubesc din tot sufletul și ei simt asta. Nu știu de ce iubesc atât de mult copiii, dar îi iubesc. Și mă preocupă gândurile lor, necazurile lor și de multe ori îi văd, exact cum spuneați, sunt în fața unei probleme pe care trebuie să o rezolve și nu știu cum să o rezolve. Și atunci, prin câteva întrebări, dar hai să ne gândim puțin logic cum ar fi. Și atât de ușor poate să apară rezultatul. Și la ce mă gândeam în timp ce vorbeați? Înainte... Când a început educație, adică lumea chiar era preocupată de actul cultural. Adică nu se cuvenea ca o fată, de exemplu, astea sunt fete,
să aibă un 16-17 ani să nu știe să cânte la un pian, la un instrument sau să cânte cu voce. Deci deja făcea parte dintr-o anumită, nu neapărat elită, dintr-o anumită normalitate de aia de tip educat. Că nu știau ecuații de 5 necunoscute sau cu 7 necunoscute sau cu ce s-au mai inventat. Aia nu conta foarte mult. Dar avea, intra într-o spirală de aia ascendentă, culturală, în care chiar înțelegea actul cultural. Când veneau, începând de la horele din sat unde veneau săteni să cânte la vioară și la ce mai cântau, până la micile serate din orașele mici, Lugoșu, Baia Mare, erau orășele alea mici, în care se întâlneau 10 medici sau 15 profesori și cineva cânta la pian, altcineva cânta cu vocea, era o atmosferă efervescență culturală. Chestiile astea s-au pierdut. Parcă toată lumea stă la coadă la parizer, să fie ieftin. În momentul ăsta, dumneavoastră, aveți provocarea de hai să le arătăm copiilor ce e aia cultură. Exact. Asta mi se pare fascinant. Exact. Și greu. Asta și este. Și referitor la ce spuneați înainte, că nu se concepea ca o fată ajunsă la vârsta de 16 ani să nu știe, poate și mult mai repede de 16 ani, să nu știe să cânte la pian, să nu știe să cânte... Apropo, printre altele, Raluca face și pian, deci ea învață și la pian. Și toți copiii cu care lucrez, chiar dacă ei studiază canto, întotdeauna adăugăm și un instrument. Poate să fie pian, poate să fie chitară, poate să fie vioară, fiecare ce preferă, dar și un instrument. Mă întorc la discuția dinainte. Instinctual se simțea și pe vremea aceea această necesitate. Muzica nu este până la urmă așa un moft. Este chiar o necesitate umană. Muzica s-a născut din necesitatea omului de a se exprima într-un anumit fel. Și atunci, de ce credem noi că după nu știu câte mii de ani am pierdut această necesitate? O avem în continuare. Unii o folosesc sau, mă rog, o satisfac această necesitate, alții nu. Și ca să vă dau un exemplu, să înțelegem de fapt la ce mă refer aici. Am, printre elevii mei, am o doamnă care are 46 de ani, are o carieră extraordinară într-un domeniu, nu o să dau detalii pentru că ea este foarte modestă, dar acum 5 luni a venit și m-a rugat să învăț să cânte și să facem canto împreună. Era foarte speriată, m-a întrebat oare mai pot la vârsta asta să fac ceva. I-am spus hai să ne întâlnim să vedem. Am văzut-o, am ascultat-o, are o voce foarte frumoasă, clară și așa cum trebuie am început să facem canto și la ora actuală deja ea începe să aibă tot felul de apariții în diferite locuri. A cântat și de ziua copilului, a cântat în Parcul Mare, a fost un spectacol. Cine? Nu o să vă spun numele, dați-mi voie să nu, să nu vi-l dezvălui. Poate după aceea, dar doamna căutați nu vrea să... Căutați în știri, că cine bine. A cântat de ziua copilului? Nu vă lăsați. Da, și atunci ea mi-a spus, toată viața am simțit lipsa și dorința de a cânta, lipsa faptului că eu aș fi vrut să mă exprim prin cântare. Asta este un caz. Am un alt domn care are 33 de ani, am un alt domn care are 43 de ani, un alt domn care are vreo 30 are Horea. Deci oameni care ajung la vârsta maturității se gândesc acum ori niciodată. Dacă acum nu voi începe să mă exprim prin muzică, pur și simplu nu voi mai avea ocazia asta. Știi, este extraordinar. Este extraordinar. Vedem și la alte emisiuni, apar pe la televizor. Am văzut o doamnă, avea vreo 57 de ani la una dintre emisiunile astea concurs. Am văzut și eu, la, da? Cred că la Vocea României. Și ați auzit ce voce superbă și această femeie a stat o viață întreagă cu vocea aceea în ea și nu s-a exprimat pe o scenă. Numai noi credem că suntem generația deșteaptă pentru că avem telefoane mai deștepte decât noi. Da. De asta ne credem mai deștepți decât erau, da? Îmi amintesc, din citit, evident, ce concurență era pe la mijlocul secolului al XIX-lea între Cluj și Timișoara care să-l primească pe list. Îmi amintesc din cărți, evident, cum lista a ajuns la Iași și a cântat în casa unui boier urechea și Vasile Alexandrie atunci s-a împrietenit cu el. Chestiile astea, nu doar că le uităm, nici măcar nu spuse manual. Tu ai auzit de asta? Nu. Voi de ce nu întrebați pe profesor? Bă, domn profesor, nu ar fi mai bine să ne spuneți ce era fain înainte? Că așa numai să învăț algebră și geometrie și fizică cuantică. Nu? Se frică de profesori. Să le zici.
uite, vreau să știu de Liszt cu concertele lui în Timișoara, în Cluj, cum s-a împrietenit cu Vasile Alexandri. Asta sunt chestii foarte faine de la pian. A, dar nu i-am întrebat. Știi de unde m-am aflat? De Liszt, de la fiul meu. Și fiul meu face pian de vreo așa. Și el mi-a explicat că Liszt cuprindea o octavă jumate, așa, degetoaie lungă. Și atunci am văzut cât de important e. Nu mă interesează performanța neapărat. Mă interesează să intre în circuitul ăla cultural în care citești despre Liszt, despre ăla, despre ăla, în loc să bazi nu știu ce cârciumioare prin dorobant sau pițipoance la colțul străzii. Grupului nostru, de foarte multe ori am astfel de discuții cu copiii. Te învăț eu ce să le zici la profesori. Unii copii chiar întreabă și unul dintre copiii, acum vreo o lună de zile, a fost la Viena și a vizitat acolo el mai multe locuri și a venit și am avut o discuție, practic o oră întreagă de pian, am povestit despre ce a văzut acolo și... Casa lui Mozart, exact, din spatele lui Stefan Dom. Exact, a fost și i-am recomandat să vizioneze și filmul Amadeus ca să-și dea seama un pic cam ce și cum. A venit foarte încântat, bine, și trist puțin, pentru că filmul arată realitatea cum, și cum s-a întâmplat, de fapt, din păcate, cu acest mare geniu, cum s-a sfârșit el, dar deja acest băiețel are o altă cunoaștere, o altă înțelegere. Adică muzica nu este doar acolo pe niște hârtii apărută de nicăieri. Ea a apărut din sufletul unui om care odată a trăit pe pământul ăsta, s-a bucurat. Da, și din muncă. Tu câte ore faci pe zi pian? Păi... normal studiez o oră, dar când mă pregătesc de un concurs sau de un recital, câte două sau chiar trei ore pe zi. Da. Pe zi. Ce-ți place cel mai mult? Care e compozitorul preferat? Beethoven. Beethoven. Fiorelize, sonata lunii? Mi-am amintit că am cântat un val, dar nu-l mai țin minte. El. Și tu vrei să te faci pianistă? Da. Să dai concerte? Da. Cum te imaginezi? Acum trebuie să-l zici, nu în momentul o face, nu fără emoții, că ești în fața, uite, să zicem că dai, vezi în spatele tău, același lucru l-ai în față, e sala plină. M-aș imagina pe o scenă mare, de, numai eu singură, eu și pianul. Aș cânta bine, iar merge acasă. Asta e foarte important. N-ai marketing, dar las că o să vezi după ce câștigi 3-4 concursuri, cum vin agenții de marketing și spun, las că știu, o să-ți fac viitorul. Dar nu trebuie să asculte, că sunt oameni care se pricep, chiar dacă nu știu să cânte la pian, chiar știu să facă. Ai vrea să fii o vedetă? Da. Ai vrea să dai autografe? Da. Îmi dai prima dată, dai-mi autografe. Și-l păstrăm. Băi, și chiar autograf, deci cu fițe, da? Nu ne-am scris numele și prenumele. Orga. Asta e marcă deja. Și tu să-mi dai autograf. Să văd, tu ce înțelegi prin vedetă, Raluca? Prin vedetă înțeleg un om care... dacă vrea să fie o vedetă, să înțeleagă că... cam într-un fel tot timpul este acordat ceea ce... La ce? Racordat la ce? La ce fel de vedetă vrea să fie el? În muzică, în actorie? Să tu cum vezi o vedetă? Hai că eu sunt interesat sincer de chestia asta, că la noi vedetă înseamnă să-ți bagi botox aici și silicone când mai crește, spun părinții. Asta înseamnă la noi. Botox and silicon. O vedetă, pentru mine, cum înțeleg eu, este într-un fel un om mai... Nu trebuie să fie chiar așa de... să se dea mare, să fie în centrul atenției. Să fie un om ca toți ceilalți. Nu să fie pe covorul roșu, să fie pe marele... Bine, trebuie să fie pe marele... pe marele ecrane, fiindcă altfel nu te-ar putea cunoaște. Dar nu să fie mereu, să fie bârfe despre el, să fie deci nu știri. Vedetele din Click, din Cancan, de mai știu nu. De unde. Nu.
Dacă... Pentru tine cine e vedeta astăzi în România? Vedeta? Da, zi-mi o vedetă care îți place și care consideri tu, da, asta este vedetă. Omul ăsta e o vedetă. Andreea Bocelli. Da. Da. Din România? Nu. E din Italia. Nu, nu, din România pe cine? Din România... plac mai mulți, dar nu am chiar un preferat. Mai avem doar un minut până la pauză și mai țin minte înregistrarea de la... de săptămâna trecută. Da. Intră înregistrarea cu tine și după aia luăm un pic de publicitate și revenim. Pauză. Fierbinți și alte nopți de dor, alte brațe de cer, dar în viață.
Am revenit, ce ați auzit? La vioară. E o melodie cântată de Ester Araț, de 16 ani, violonist, binevenit. Bine v-am găsit. Și tu ești din Florești. Da. Toată lumea din Florești. Numai muzicieni sunteți acolo. Nu chiar. Suntem experți în toate domeniile aproape. Am văzut. Ce are Floreștiul ăsta? 20 de pianiști, mulți dintre ei cu premii naționale și internaționale. Tu violonistă, canto. Da. Cred că sâmbătă, duminica, tot într-un chef o să despre acolo. Nu știu, și încă eu cred că nu cunoașteți mulți dintre ei. Sunt cred convins că sunt tineri nedescoperiți. Care asta mă bucură, fiind într-o comună. Într-un oraș se pierd. Într-o comună deja lumea e mai atentă cu sine. Bine, acum putem să implicăm Floreștiul cumva în Cluj deja, că suntem foarte aproape și toată lumea merge deja acolo la școală. Păi, eu cel puțin m-am obișnuit deja cu mersul în fiecare zi. Mă simt cumva din Cluj. Știi că într-un fel ai dreptate, într-un fel ai dreptate. Nu ai, știi unde nu ai. Dacă privești așa molcom, o să vezi că la țară, chiar Florești, zicând, sau Feleac, sau ce vrei tu, cultura e mai prețuită decât la oraș. Și de unde am învățat asta? Cât am avut casă în Cluj, nu venea nimeni la colindat. Numai de prin Suceava, de prin Iași, de prin Vaslui. M-am mutat în Feleac, tot la 6 km, exact cum e Floreștiul de Cluj. Și am văzut acolo o efervescență culturală chiar foarte tare. Acolo sunt manifestări în satele de lângă marele orașe și în satele, chiar dacă sunt departe, sunt chestiuni mult mai de esență decât în oraș. În oraș, numai de asta fac câteodată, să vină televiziunea, să vină presa, cântă repede, o plecat, am apărat la televizor, am apărut în presă, pa. La țară lucrurile sunt mult mai zoftoș făcute, mai cu consistență. Da, posibil că aveți dreptate aici. Nu știu să vă spun așa părere de Cluj, de domnișoară de Cluj. N-am stat niciodată. Am stat doar în Florești, dar pot să afirm și eu că, într-adevăr, cultura sau elementele de cultură sunt mult mai pronunțate în comune. Și sunt mai prețuite. Da, și sunt mult mai prețuite. Apropo de asta, Ester a fost premiată de primăria și Consiliul Local Florești. A primit o diplomă de înaltă prețuire de la primăria din Florești. A primit un trofeu, la fel de înaltă prețuire. Și prin asta, într-adevăr, se confirmă ce spuneați înainte. Mă gândesc acum la o altă situație din Cluj. Se apropie un mare eveniment la care eu vreau neapărat să contribui cât pot. Este vorba despre sărbătoarea de 45 de ani de la înființarea corului Antifonia, fondat de domnul profesor universitar dr. Constantin Râpă. Și așteptăm să vedem. Ne sprijină cineva, pentru că să poți organiza o astfel de sărbătoare, ai nevoie de sprijin. Sunt niște evenimente ample care se desfășoară pe perioada de câteva zile. Porca Antifonia, chiar dacă are meritul extraordinar în cultură, începând de la cultura locală până la aia națională, se pierde. Într-un oraș mare se pierde, ca prioritate se pierde. Același cor Antifonia, dacă era la țară undeva, în Florești, de exemplu, vă garantez că toată comunitatea participa cu ce putea, ca la nuntă, cu ou și cu o găină, dar tot se făcea sărbătoarea. Așa este. Și profesorii la țară îi văd că sunt altfel. Altfel apreciați și integrați în și priviți de populație ca niște modele pe care putem să-i urmăm. Da, la oraș, într-adevăr, nu există această. Întrebați înainte de pauză, am discutat despre vedete. Și spunea Raluca foarte frumos că eu cred că o vedetă ar trebui să fie un om normal. Credeți-mă, am întâlnit mulți oameni extrem de valoroși din țară și din afara țării și cu cât sunt oamenii mai valoroși, cu atât sunt mai modești. Această modestie care este
Eu aș da vedete românești pe post, dar nu pot că mă amendează. Nu se poate decât este. După două noapte. Da, da, da. Că una bai dezbrăcată, bai dezbrăcată pe jumătate, alta bai îmbrăcată pe jumătate. Nu-i nicio pierdere că nu dați vedete. Evident românești. Că nu dau așa credeți-mă, ceva. Credeți-mă, oricum nu le-ați da, sunt convinsă. Nu dau așa ceva. Am citit mai mult de două cărți, deci n-ai cum să te raportezi. Da. Ideea era să povestim despre... Mă uit la comparația asta. Eveniment cultural la țară, eveniment cultural la oraș. Clar, la țară, lumea mai atentă la propria cultură. Mă uitam la Mera, și asta e de lângă Cluj. Da. Acolo și-au făcut Muzeul Bivolului. E o chestie extraordinară. Am sunat astăzi la cineva din Fălticeni, deci la marginea Bucovinei, Moldova, mă rog. Profesor de istorie, știți cu ce se ocupă? Să facă credențare de alea vechi, să facă obiecte tradiționale. L-am descoperit pe un site, i-am văzut numărul acolo, l-am sunat, domnule, fac, sunt profesor de istorie. Și mă gândeam, fii atent, oamenii ăștia, mă, nu există o bază de date prin care să le preiei convingerile culturale și încet, încet, ai putea să le pui într-un context, să vadă că, uite bă, stai că n-o murit tu. Da, și tot. Să construiești pe ceva existent. Să deci, construiești, da. Mai ales în condițiile în care cultura este total scoasă din bugetul național. Nu există buget pentru cultură. Există numai firmituri de alea pe care le mai au, nu știu care, prin deplasările lor. Așa este. Grupul de prietenie cu Burkina Faso. Lucrurile astea vor trebui spuse și asta se păstrează la țară. Da. E greu? E greu. Adică e într-un fel frustrant. Pentru că vrei să faci ceva pentru public. Și acum ne refeream la copii, dar ca și artist. Tu te dăruiești și vrei să faci ceva și totuși ai și tu un stomac și ai și tu un buzunar care trebuie să fie asigurat cu ceva. Curentul din punctul ăsta de vedere, da, ca și artist. Ca și pedagog este extraordinar. Nu mi-aș putea dori ceva mai bun și mai frumos decât ceea ce fac în acest moment, ocupându-mă de acești copii, dându-le speranță, de multe ori o încurajare venită chiar într-un moment în care poate copilul n-a fost chiar cel mai bun, n-a strălucit, dar acea încurajare îl poate face să crească 5 trepte. Apropo de asta, noi am avut ieri un spectacol la Casa de Cultură în Florești și cu copii începând de la 4 ani până la Estera, a fost cea mai mare de 16 ani și fiecare dintre ei a apărut pe scenă ce știa să facă, la nivelul la care era. Și vorbim de Comuna Florești. Și vorbim despre Comuna Florești. Și au fost lucruri, au fost momente extraordinar de frumoase, dar au fost și momente care n-au mers chiar atât de bine. Da. La sfârșit, fiecare copil a fost lăudat, apreciat. Sigur că după aceea am fost împreună toată trupa la o pizza mare și a ieșit acolo. Corect. Cred că a fost momentul cel mai apreciat de toată lumea. Dar oricum, au fost câteva momente în acest spectacol, momente care pot să apară alături de orice alte momente pe care le putem vedea pe marile scene. Au fost câteva lucruri extraordinare. Și încurajarea, chiar dacă unul dintre băieței era trist că nu chiar a reușit să facă, bravo, felicitări, ai fost extraordinar. Și dintr-o dată, da, ai fost extraordinar. Deci e foarte important să ne apropiem de sufletul copilului. Ce important ar fi și la școală să-i faci la fel. Da. Sistemul nostru de educație scoate copilul la tablă să vadă ce nu știe. Da. În loc să scoată din el tot ce-i, tocmai la aceea aptitudini. Poate ești un buzugraf, poate ești un bun lăcătuș mecanic, poate un bun violonist, poate un bun nu știu ce. Sistemul nostru vânează greșeala. Asta și un sistem normal ar trebui să facă din greșeală o trambulină pentru lucruri bune făcute. Deci o greșeală este imposibil să nu o faci. Nu există om care să nu greșească. Correct. Dar ce-ar fi să ne petrecem viața uitându-ne după greșelile altora? Sau să ne petrecem viața căutând ceva bun? Și în special la copii. Este foarte important. Un copil de multe ori... Atunci când greșește, el știe că greșește. Nu mai trebuie tu ca părinte sau ca profesor să vii să-i spui, uite, ai făcut asta. Da, deci lasă-l acolo pentru că el știe. Dacă tot veni... M-a întrebat cineva, că acum știți că e moda de campanie electorală. M-a întrebat vreun tip de ăsta care tă mere prin comune să zică votează-mă pe mine sau votează partidul din care fac parte. Să vină la profesor. Sau să
cheme profesorii, domnule, cu respect, vă rog să ne adunăm undeva, că vreau să știu care e opinia voastră despre procesul de învățământ, despre sistemul de educație. Pentru că ajung în fruntea educației tot felul de tip de ăștia care cred că n-au mai călcat prin școală de 40 de ani. Așa tip este. Care n-au, scriu manuale, dar ei n-au copii, sau dacă au copii, aia deja plecat și au 50 de ani. Deci nu, ei nu, efectiv nu înțeleg mecanismul ăla de copil. Ce poate să învețe un copil? Exact. Povesteam ieri m-am supărat. Povesteam cu cineva și îmi zicea, băi, s-o dat ceva concursul de la matematică la clasa 1, atâta era enunțul, și au ieșit unii copii plângând că n-au înțeles ce se cere. La clasa 1 poți să-ți bagi de copii în halul ăsta, la matematică. Și pur și simplu, încă nu ne pricepem. Știți că era vorba aia și la țară, bă, n-ai știut să-ți crești copiii. Da. No, statul ăsta chiar nu știe să-și crească copiii. Acum ne vorbim chestii de oameni mari, dar să știi că o fac ca să nu mai dau telefon, Sara, să rezolve careva problema de matematică. Ea înțelege foarte bine. Estera are o maturitate aparte, ea. Și cum se pare școala? Școala? Cât se pare util din ce faci în manuale și cât se pare inutil? Puțin mi se pare util. Având în vedere că noi deja am clasa 9 și am hotărât un drum pe care vreau să merg, mi se par multe lucruri ca fiind în plus. Am înțeles că până la o anumită vârstă trebuie să facem de toate. Trebuie să facem matematică, fizică, chimie și toate celelalte materii, dar de la un anumit nivel, cred că avem nevoie de timp pentru ca să ne specializăm în domeniul în care îl vrem, în domeniul în care l-am ales și cred că ăsta nu ni se oferă prea mult timpul ăsta. Tu ce faci la școală? La ce școală ești? Sunt la liceu de muzică. Și acolo faceți că chimie și chestii de-astea? Da, facem. La muzică? Da. Da, se face. Și încă ce chimie? Și încă ce matematică? Și încă ce română? Am înțeles că îți dau posibilitatea oricând să te răzgândești din drumul care le-ai luat. Dacă se întâmplă ceva, tu să fii pregătit, să poți să intri la altă facultate. Prima dată, între muzică și chimie, e ca o diferență ca dintre mine și cântăreața cu barbă. Da. Nu pușcă. Da, e adevărat. Și cred că asta ar trebui schimbat. Și vă bumbăcesc profesorii mie să-mi înveți la materie? Nu mă interesează că ești foarte bun la pian, acum, la vioară. Acum, e adevărat, din clasa a noua e programa mai lejeră, mai ales la materiile astea reale. Însă, totuși, orele alea care sunt plus și care nu ne ajută la nimic, cred din tot sufletul că ar putea fi scoase din programă. Estera, aș fi curioasă, în timpul săptămânii, care este zi? Ai o zi în care ai cele mai multe ore? Și câte ore ai într-o zi? Cele mai multe. Câte ore ai într-o Vinerea. Zi? Și câte ore ai? 10 ore. Cât 10 ore într-o zi? De aceea am vrut să o întreb. 10 ore la școală? Acum depinde de... Bă, vine ITM-ul peste ei. Cum să ai 10 ore la școală? Deci noi toți, din familia noastră, suntem absolvenți de liceu de muzică. Și eu, și soțul meu, și fica noastră. Fica noastră are 25 de ani acum. Și a terminat liceul de muzică și avea și ea o zi, cred că era miercurea, în care avea 10 ore. 10 ore la școală? 10 ore, da. Și venea acasă și era speriată după ce că trebuia să studieze și așa mai departe, că trebuia să-și facă planșe la desen. Și nu una, ci nu știu câte planșe le dăduse să facă la desen. Și mai în țară, fata noastră? Încă da. Nu pleacă din țară, pentru că noi nu o să plecăm niciodată din țara asta. Nici eu nu plec. Indiferent ce se va întâmpla, noi suntem... 10 ore vinerea. Să văd ce ai. Păi dimineață, în programul liceal, avem puse orele de specialitate. Cum ar fi instrument principal, instrument secundar, orchestră, toate teorie muzică și de cameră, muzică de cameră, da. Și după urmează orele de cultură generală. Română, matematică, chimie și astea. Chimia la cultură generală și alea sunt chestii de specialist. Așa este trecut în programă. 10 ore. Acum e ok că nu tot telefon timpul la știri la să meargă la 10 ore să facă colegii. Serios vorbesc. Ce adult vineri, vineri să meargă acolo, numai că se gata școala, așa? Nu-i bani. Gata, aleluia. 10 ore. Păi 10 ore nu, funcționarii publici care iau bani. Tocmai. Ăla de la compania de stat, exact, care e șef și ia 15.000 de euro. Bine, e adevărat acum că suntem fizic 10 ore, nu neapărat cu minte acolo la toate orele. Mă, păi știi cum e asta? Numai că, în orice caz, e solicitant. 10 deci e foarte solicitant.
De aceea am vrut să o întreb, eram curioasă la ea, pentru că știu, a fost o problemă și am încercat să discutăm cu profesorii. Fiecare profesor dă temă pentru acasă, deci trebuie să-ți faci și la matematică și până la desen. Deci până și la desen trebuie să faci fișă. Înțelegeți? Deci este un program foarte încărcat pentru ei. Ei au nevoie de studiu individual. Eu sunt sigură că Estera, tu studiezi zilnic cam cât în momentul acum ăsta? Depinde de timpul. Depinde de timpul care îți rămâne, sigur că da. De obicei studiez dimineața. Uh-huh. Atunci mintea limpede și asimilez mult mai ușor tot ce trebuie. Nu știu, cam 2 ore, 3 ore. Acum depinde, înainte de olimpiade sau concursuri sau recitaluri sau... Tu la ce concursuri ai fost? Am fost la concursuri naționale și internaționale. Și cu ce, cu ce ai venit? Cu diplome? Da, cu diplome. Cu premii? Da, premii. Și cu toate astea încă mai tragi... Da, eu îmi imaginam că la școala de muzică se pune accentul pe performanță. Se pune un anumit accent pe performanță, însă, în opinia mea, nu anumit accent, nu un anumit accent, că tu nu ai nevoie de o anumită generație, tu ai nevoie de generația aia prea plină, aia cu consistență, care să vină să-ți miște țara din loc. Că țara asta, nu-i voie să spun ție că ești minoră, de undeva în secolul XVII, să știi. Iar sunt niște domni care apar seara la televizor la știri. Nu știu, nu mă uit la știri. Cam cât politicieni, ăia din secolul XII. Da. Să-ți explic, dacă vrei, după emisiune. Okay. Sunt organizații în America. Și ele militează să fie tot atâtea ore în programele școlare din America de artă, cum sunt de matematică, pentru că nu poți să spui, mă, dacă nu știi sinusoida aia sau ce, eu habar n-am de matematică, ești imbecil, s-ar putea să fii mai imbecil dacă n-ai auzit de, nu știu, de un mare scriitor, de un mare muzician. La noi, pur și simplu, cultura este un pic așa. Tocmai. Pune-mă și pe ăștia, hai, lasă că ăștia o să cânte prin crâșmă. Trebuie să ne dăm seama cât este de important această cultură. Ăsta este motivul pentru care noi încercăm să descoperim tinerii talentați și care vor să facă muzică. Povesteam amica uneia dintre copii, un copil care este la noi în grup și care este elev la Racoviță. Acolo, iarăși, foarte multă materie, foarte multe ore, program intens, da, olimpiade câștigate de acest copil. Dar, pe lângă asta, copilul face teatru, face sport, face muzică, face engleză. Nu știu când găsește timp pentru toate astea. Și îmi povestea mama, că de aici am pornit, îmi povestea mama lui, zice, cum intră în casă seara, el nu ajunge niciodată mai repede de 7 seara acasă, deci plecând dimineața. Își aruncă ghiozdanul în fotoliu și direct la pian se așează și începe să cânte. Oare de ce? Dacă am întrebat-o și pe Estera, chiar dacă are 10 ore într-o zi, sunt sigură că în ziua aia măcar puțin tot cântă la vioară. Mi-aduc aminte cum eram. Abia așteptam să ajung acasă, să pun mâna pe instrument. Deci muzica îți dă niște trăiri pe care nimic nu ți le poate da. Să știți că așa face și filmul. Și când l-am dat la pian, zic, copilă, nu mă interesează să cânt, să faci performanță. Dacă ai cerut să dau la pian, gândesc așa, că indiferent ce vei deveni, strungar sau medic sau ce te duce capul să devii, când vii acasă și vezi că toată lumea e împotriva ta, că lumea nu e cea mai bună dintre lumile posibile aici în România, mă, decât să-ți bați nevasta și decât să-ți strântești, să-ți arunci copiii, mai bine stai și-ți claidermănești pe acolo, pe la pian. Și el tot așa face. Așa este. Sunt convinsă. Pentru că eu nu cunosc, sau foarte, dar chiar nu cunosc, familie cu copii din clasele 1-8, care să nu aibă, cel puțin în Cluj, programul ăla suplimentar. Adică, da, ok, înveți o engleză la școală, dar vezi că mergi la... Știți foarte bine că acum am așteaptă filmul după înregistrare, da, să duc la... Da, să duceți la engleză. Teacher Laura. Am auzit. La engleză, da. Acolo du-te la not, că ți-e frică nu știu cum, du-te și la aia și du-te și la aia și du-te și la aia. Dar asta vine dintr-o inconsistență a programei școlare. Pentru că programa școlară, în loc să mă întrebe și pe mine, băi, tovarășul părinte, ți-ai făcut copilul cu nevasta, nu cu statul român, cam tu ce nevoi ai? Tu cu ce nevoi vezi la copil? Și atunci o să-i spun, mi se pare că ar trebui 4 ore de engleză pe săptămână, mi se pare că ar trebui la clasa 8, în loc să-i bagi cu tot felul de gramatică latină, mai bine învață un pic de cultură latină, de literatură, de civilizație latină. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Toată lumea vine declină, dacă n-ai, nu știi să declin verbul ăla, te-am ras, ai rămas repetent, cu originea latină. În loc să-l înveți un tacitus. Exact. De la care rămân.
Este literatura latină, care e senzațională, da, până la urmă. Raluca literatura are, greacă. Cântă Ave Maria și a apărut și pe înregistrare și am discutat puțin, bineînțeles i-am tradus textul, că ea nu înțelegea ce cântă și i-am tradus și a, ce frumos! Zice, uite, nici nu mi-am dat seama că limba latină e atât de frumoasă. Este într-adevăr, dar poți să o înveți prin texte, nu? Deci învățând un... Poți să fii copt cultural. O muzică pe un text latin și este mult mai ușor și mai logic. Ce vă spuneam? Totul ar trebui să se bazeze pe logică. Trebuie să avem foarte mare grijă de copiii ăștia pentru că ei sunt viitorul nostru până la urmă. Noi vom fi în siguranță dacă ei sunt acum în siguranță. Toate generațiile au spus la fel. Da. Și statul român a zis, bine mă, în cel mai bun caz. Uitați-vă că un întreg popor, peste 3 milioane de oameni, e plecat în alte țări din România. Din Malta păcate, are 800.000 da, de oameni. Deci noi, practic, 4 Malte am trimis în Occident. Oamenii au trimit bani, susțin economia națională, cum nu susțin investitorii români și investitorii străini, și totuși, tot ei sunt ăia căpșunarii, lasă-i mă că pleca la șters dosuri, lasă-i... Și problema cea mai mare este copiii care au rămas aici și care duc o lipsă de afectivitate părintească, dar și o lipsă de educație, pentru că lăsându-ți copilul... Oamenii n-au plecat de rău. Păi tocmai. N-au plecat de bine. De bine, au plecat din lipsuri, da. Ok, dar nu era mai ok ca să existe niște standarde care trebuie totuși din norme să le iei. Normele aparțin statului. Prin care o generație nu trebuie neapărat să fie obligată să plece din țara asta. Că o pleca la mineriat o întreagă generație de intelectuali. Mulțumim tovarășul Iliescu. Da? O mai venit o mineriadă. Și încă o mineriadă. Și încă o mineriadă. Uitați-vă că toată istoria noastră fundamental recentă, să zicem, de după 89, e plină numai de zofturi de astea. Să știți că fiul meu îmi spune că vrea să se facă finlandez și fiica mea la 7 ani îmi spune că ea se face liechtensteineză. Și o dau cu șlapul după ei. Asta e baiul. Nu vor pleca. Domnul German, se spune că pentru ca răul să triumfe în lume, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Este suficient. Și atunci, fiecare dintre noi avem datoria prin ceea ce putem noi să facem. Nu putem să schimbăm mare lucru în țara asta. Cum să nu? Da. Dacă așa, îmi intră chestia asta, că mi-am dat demisia și am plecat, hăp, în Guatemala să culeg căpșunii. Verzi. Dacă îmi intră în cap că nu pot schimba țara, ba, se poate schimba. Se poate schimba, numai că trebuie să dăm cu șlapul după ei. Așa, și se poate schimba schimbându-i în jurul nostru. Deci nu... E sigur că ar fi ideal să putem face o schimbare majoră la toate nivelele posibile, dar este poate un nivel. Eu mă axez foarte mult pe copiii ăștia, pentru că îmi dau seama cât de mult contează ca ei să gândească bine, să fie crescuți bine, să fie fericiți, să fie liniștiți. Și pentru că este pentru prima dată când suntem în studioul dumneavoastră, eu v-am adus o carte pe care am citit-o dintr-o suflare, chiar dacă ea arată așa groasă. Cum să-ți schimbi adolescentul până vineri, de la obraznic și capricios, la respectuos și responsabil în 5 zile? Sigur că este un titlu, da, cu drag vă ofer. Aveți și o dedicație acolo în interior. Nu, aia nu era dedicația, era o notiță de-a mea din greșeală. Încăpățânarea, pagina 300. Exact. Titlul este... Promite multe, dar în momentul în care citești cartea, văzând titlul, te gândești, ce ar trebui să îi spun copilului meu ca să facă, ce ar trebui el să facă. Citind cartea, îți dai seama că, de fapt, tu ar trebui să faci ca părinte, tu ca profesor ar trebui să faci. Că dacă nu-ți mai obraznic și capricios, cum scrie aici, ăștia mă dau afară din televiziune. Că ăsta-i fără încă. Dar nu-i vorba de dumneavoastră. Păi, nu mai mine... sunteți adolescent. Cum să nu fiu adolescent? Da. Eu sunt adolescent. Doamnă și domnule, v-am pupat, vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Cu multă plăcere. Era să zic fetelor. De ce nu? Dacă sunt adolescent, sunt adolescent, da? Și ne revedem, oare când ne revedem, eu plec în concediu. Și ne vedem când ne întâlnim. Că nu știu când viu. Vim cam prin 20 iulie, deci până atunci o să vedeți numai lucruri faine de aici, de la noi. V-am pupat, urați în concediu plăcut. See you.